Preotul paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe din zona Gării Burdujeni a sesizat poliția că marți dimineața a găsit ușa deschisă și din biserică dispăruseră o casetă metalică în care se aflau documente și o sumă de bani provenită din donații. Polițiștii au reușit să recupereze caseta metalică pe un teren viran din apropierea bisericii cu ajutorul unui câine dresat care a luat urma hoților. Se pare că infractorii ar fi abandonat cutia pentru că ar fi fost urmăriți de câinii care s-au aciuat în curtea bisericii. În noaptea de luni spre marți, persoane necunoscute au forțat ușa din spatele clădirii, au intrat în biserică și au răvășit totul în căutare de bani sau obiecte de valoare. Hoții au găsit în cele din urmă o carte în care se aflau 2000 de lei și o casetă metalică în care se aflau 1000 de lei și 3000 de euro. Când a dat să fugă însă, hoții s-au speriat de câini și au abandonat caseta pe un teren viran din apropierea bisericii. Caseta metalică a fost găsită intactă, astfel că paguba provocată de hoți este de doar 2000 de lei. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a-i găsi pe hoți și pentru a-i da pe mâna justiției. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că din incinta bisericii s-au sustras 2000 de lei, precum și o cutie metalică în care preotul reclamă că se aflau 3250 de euro și circa 10 milioane lei vechi. Tot din verificări a fost identificată cutia la circa 30-40 de metri de locașul de cult. La deschiderea acesteia, constatându-se faptul că sumele de bani reclamate de preot se află în interior, respectiv cei 3250 de euro și 10.700.000 de lei vechi. În cauză se efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de furt calificat, dispunându-se măsuri pentru identificarea autorilor.